Pentru că îmi place să fiu deschis cu ascultătorii mei, aș vrea să vă spun și în seara aceasta, deschis, că mă gândeam că programul serii va fi atât de încărcat încât nu va fi timp pentru o a doua predică. Și pe fratele Mircea îl rugasem să fie mai concis în seara aceasta, pentru ca să putem cuprinde în părtășia aceasta tot ceea ce trebuie cuprins. Cu fratele Paul chiar vorbisem și mi-a spus: frate Iosif, eu sunt foarte bucuros că ne primești să venim în seara aceasta cu fetiță la binecuvântare și nu avem pretenția, înțelegem că programul este încărcat, vor fi foarte multe colins și poate poezii, și nu avem pretenția la un program special pentru binecuvântare. Îmi spunea, și predica nu-i nevoie. Mă, nu cred că a spus despre predică pe motivul că m-aș suporta greu. M-a suportat de atâtea ori și cred că seara aceasta ar fi putut să mă mai suport încă o dată, vreo 20 de minute. Dar cred cu tărie că fratele Paul s-a gândit că în seara aceasta programul va fi încărcat și nu are pretenție. Totuși, iată că lucrurile s-au rânduit puțin diferit și, având acest timp la îndemână, aș vrea să-mi permiteți să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales cu privire la relația dintre părinți și copii, la responsabilitatea copiilor față de părinți și la responsabilitatea părinților față de copii, cu atât mai mult cu cât trăim niște vremuri tulburi chiar în domeniul acesta. Lucrurile în lumea în care trăim sunt într-o permanentă schimbare, mereu se redefinesc relațiile, realitățile și ceea ce până mai ieri părea să fie clar, s-au găsit oameni, ei cred că sunt luminați, numai că ei nu știu cine este în spatele lor, care încearcă să redefinească toate aceste lucruri, inclusiv familia. Noi, ca niște creștini, ca niște copii ai lui Dumnezeu, rămânem într-o lume în schimbare, rămânem pe temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Și oricum vor redefini mai mari vremii realitățile acestea, noi le numim așa cum le numește Biblia. În seara aceasta aș vrea să pornesc de la ideea că, în pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel vorbește despre responsabilitățile pe care copiii le au față de părinții lor și responsabilitățile acestea care încep de la o vârstă fragedă, să știți că merg câtă vreme trăiesc părinții. Și în al doilea rând, Apostolul Pavel, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre responsabilitatea părinților față de copiii lor. Îmi propun în anul care vom intra cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim cât mai des despre responsabilitatea copiilor și a tinerilor față de părinți. Pentru că eu am constatat, așa ca și dumneavoastră, o realitate de care atunci când eram în România, nu eram conștient. Aproape toți, când am plecat din România, am spus că plecăm pentru copiii noștri. Nu știam cu ei. Am spus că plecăm pentru copiii noștri, vrând să le asigurăm un viitor fericit. Poate că unul dintre dumneavoastră v-ați gândit că viitor fericit înseamnă să-i puteți duce la McDonald's mai des decât ați fi putut să o faceți în România. Poate că v-ați gândit că va veni vremea în care în România, dacă ar fi, ar termina o școală de institut, un institut superior de învățământ, la sine cu greu în școală, ar termina școala și apoi cu diploma în buzunar ar căuta să găsească un loc de muncă și nu l-ar găsi. În România am auzit și probabil că ați auzit și dumneavoastră că sunt mulți absolvenți de instituții de învățământ superior care ajung să trăiască de azi pe mâine, unii dintre ei să vândă ceapă și cartofi pe stradă vara, iar iarna, nu știu, poate la dezăpezit. Și ne-am gândit noi că venim în Canada ca să le facem copiilor noștri un viitor mai bun. Însă, atunci când ne-am gândit la viitor mai bun, trebuie să recunoașteți că v-ați gândit la latura materială a vieții. Latura cealaltă, spirituală, poate că ați descoperit-o așa cum am descoperit-o și eu. Pentru că sunt lucruri pe care le descoperim în timp, nu ne sunt spuse.
Și multe din realitățile pe care le-am descoperit aici, pe mine m-au șocat și probabil că și pe dumneavoastră. În mod deosebit aș vrea să vă spun că am descoperit că aici relațiile dintre părinți și copii sunt relații frânte. Trăim într-o lume cu relații frânte aici. E mult sclipici, e mult confort, trăim în țara butoanelor. Avem aproape totul la comandă, obținem totul cam în câteva secunde, câteva minute. Dar aș vrea să vă spun că lumea de aici este o lume, și se pare că și România merge în aceeași direcție, este o lume cu relații frânte. Dacă ați avea oportunitatea să vizitați câteva manoare, câteva instituții de acestea în care sunt îngrijiți bătrânii și ați întreba, abia ar aștepta să aibă oportunitatea să stea cu cineva de vorbă. Câte unul ți-ar spune, fiica mea e directoare la nu știu unde, fiul meu e director la nu știu unde, copiii mei sunt acolo, și fiecare ar avea câte o poveste frumoasă până la un punct. Dar dacă pe oamenii aceștia i-ați întreba când v-au vizitat copiii dumneavoastră ultima dată, ar trebui să pună barba în piept și unii dintre ei să verse lacrimi și să spună că ultima dată când i-au vizitat copiii lor, din cauza că sunt foarte ocupați în poziția pe care o ocupă, ultima dată când i-au vizitat copiii a fost poate cu 2 ani în urmă, cu 3, cu 5, și alții nici n-ar mai ține minte. Trăim într-o societate cu relații rupte și în societatea aceasta, care nici nu vrea să mai știe de Dumnezeu și din aproape în aproape strânge tot mai mult șurubul să ne interzică și nouă să vorbim despre Dumnezeu sau despre Iisus, noi ca și părinți creștini avem datoria să ne creștem copiii pentru Domnul. Iar voi, tinerilor și voi, copiilor care mă auziți în seara aceasta, vrând nevrând, mă auziți că e amplificarea. Aș vrea să vă spun că aveți datoria, înaintea lui Dumnezeu, să vă cinstiți părinții. Ar fi multe de spus la capitolul acesta, dar un lucru vreau să-l accentuez. Felul în care voi vă purtați, felul în care voi vorbiți, felul în care voi vă îmbrăcați, ceea ce vă definește pe voi. Nu contează dacă lumea vă apreciază, prietenii, colegii, nu contează asta. Întrebarea este ce efect are asupra părinților voștri. Pentru că trebuie să vă spun că vă place, că nu vă place. Sunt mulți părinți care în taina odăilor în care se culcă varsă lacrimi amare și nenumărate. Și aș vrea să vă spun că nu s-a pierdut niciuna. Există cineva care adună toate lacrimile vieții noastre de priveag și acela este Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, voi copiii și voi tinerii aveți datoria să vă cinstiți părinții și asta înseamnă să vă purtați și să fiți așa încât despre părinții voștri să se vorbească cât mai frumos cu putință. Însă, în seara aceasta, partea mai importantă a mesajului meu se va îndrepta către părinți. Aș vrea să vă spun că educația cea mai importantă nu se dă la școală, ci se dă în familie. Educația aceasta, sau primele noțiuni, noțiunile de bază, ele se așează în viața unui copil în familie. A fost o vreme în care școala a fost o instituție respectabilă, în care copiii erau învățați lucruri frumoase, o instituție în care erau echipați cu cunoștințe folositoare pentru viață, zicem matematică, fizică și chimie și istorie și geografie și așa mai departe. Însă s-a întâmplat ceva cu instituția aceasta, cred că a încăput pe mâinile unor netăiați împrejur, pentru că în programele școlare, în lumea modernă, tot mai des au fost introduse discipline care n-ar trebui să se găsească acolo. Și disciplinele acelea, o spun răspicat, ar trebui să fie responsabilitatea părinților. Una dintre disciplinele acestea, vă spun cu sfială, este educația sexuală. N-ar trebui ca niște oameni lipsiți de principii morale să ne dea copiilor noștri educație sexuală, ci noi, părinții, ar trebui să vorbim la vremea potrivită și cu un limbaj potrivit cu copiii noștri. Dar nu o facem și lăsăm locul acesta dintr-o dată gol ca să se ocupe altcineva de el.
Ar trebui tații să vorbească cu băieții și ar trebui mamele să vorbească cu fetele. Dar haideți să o luăm cu începutul, pentru că lucrul ăsta ar trebui pe măsură ce copiii mai cresc. Doar nu o să le spunem lucrurile acestea când sunt mitite. Primul lucru pe care vreau să-l înțeleagă toți părinții este faptul că însăși vocabularul unui copil, lucrul acesta cred că l-am mai spus, dar îl repet în seara aceasta, însăși vocabularul unui copil ar trebui să se formeze nu după internet, ci după vocabularul deprins, după vocabularul folosit în familie. Felul în care se adresează tatăl mamei și mama tatălui, vrând nevrând se impregnează, se înregistrează și modelează și vocabularul copiilor. Dacă vreți copiii dumneavoastră să aibă un vocabular îngrijit, dacă vreți copiii dumneavoastră să folosească cuvinte frumoase, dacă vreți ca în vorbirea lor să auziți lucruri care să vă umple inima de bucurie, atunci așa să vorbiți unul cu alții, unul cu altul, părinții în familie, tata cu mama și mama cu tata. Să nu vă permiteți niciodată să vorbiți altfel decât cu respect, exprimând ceea ce este bine, frumos și nobil. Pentru că la aceasta suntem noi chemați, părinții creștini. În al doilea rând, ar trebui în familiile noastre să existe un altar al rugăciunii. Prea multe familii se năruiesc în vremea aceasta și vă spun deschis. Se năruiesc pentru că din familia aceleia lipsește altarul rugăciunii. Poate 90% din familiile creștine care se năruiesc din cauza aceasta și poate 10% din alte cauze. Toate celelalte cauze luate la oaltă poate totalizează 10%. Nu se mai știu ruga tata cu mama împreună, nu mai au un altar. Își aduc aminte de rugăciune doar din când în când. Și am văzut că de multe ori parcă și la masă ne grăbim și spunem câteva cuvinte de rugăciune repede că se răcește supa sau mai știu eu ce se întâmplă și familia modernă în jurul mesei, o mână e în farfurie și cu cealaltă e pe celular, pe tabletă și pe alte lucruri. Dragii mei, aș vrea să vă spun, rugăciunea este extrem de importantă. Nu lăsați rugăciunea pentru ora de rugăciune de duminică dimineață. Nu lăsați rugăciunea pentru joia seara de la 7-8, când unii dintre noi mai vin încă la casa Domnului și alții, deși ar putea, nu vin. Nu lăsați rugăciunea doar pentru marțea seara, cei care vin marțea seara. Aș vrea ca rugăciunea să devină o permanență în viața fiecarei familii, pentru că vreau să vă spun, ceea ce dă putere, stabilitate unei unei familii este rugăciunea. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu alpinismul. Cred că fratele Sorin ar putea să vă confirme ceea ce vă spun. Atunci când de tine mai atârnă cineva, trebuie să te ancorezi tare în Dumnezeu, așa cum un alpinist se ancorează tare în peretele de stâncă atunci când mai are un coleg de ascensiune alături de el și amândoi depinde cât de tare se ține cel de deasupra, de peretele de stâncă. Vreau să vă spun că vin momente în care copilul se confruntă cu multe lucruri la școală, în cercul lui de prieteni, și atunci rămâne părintele cel care trebuie să fie puternic ancorat în Dumnezeu. Și dacă părintele nu este suficient de puternic ancorat în Dumnezeu, există marele pericol ca fiul sau fiica să se ducă. Aș vrea să facem din rugăciune o prioritate în casele noastre. Vă îndemn, dragii mei, frați și surori care sunteți părinți, să reașezați Cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste în familie dumneavoastră. Eu sunt încredințat, deși poate că lucrul ăsta, dacă îl spun, o să vă supere pe unii dintre dumneavoastră, dar vi-l spun pentru că este adevărat. Dacă vă permiteți să stați pe Facebook mai mult decât în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă permiteți să navigați pe toate, mai știu, site-urile, să vedeți ce e acolo și ce e dincolo și toate prețurile de la toate magazinele din oraș să le știți și pe genunchi la rugăciune stați mai puțin. Nu vă mirați că este tot mai puțină putere atunci când este nevoie să ne întărim. Aș vrea să vă chem să reașezăm lucrurile acestea în ordine, în familia noastră.
și cuvântul lui Dumnezeu să fie la loc de cinste. Știți ceva? Oricât ați fi de ocupați, trebuie să vă faceți timp să cercetați Scripturile, să discutați și cu copiii, să învățați din Scriptură. Dacă vă vor vedea că nu vă atinge de Scriptură decât atunci când vă vine rândul să predicați, fraților, m-aș mira să prindă copiii drag de Scriptură. Ei, de la sine. Trebuie să vadă că în viața noastră Scriptura ocupă un loc important. Și aș vrea să vă mai spun încă un lucru. Copiii noștri se uită la noi să vadă cât de serioși suntem noi în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ei învață Cuvântul lui Dumnezeu, îl aud și aici, mai aud din predici, poate mai citesc ei. Dar se vor uita să vadă cât de mult împlinim noi Cuvântul lui Dumnezeu. Și putem să le spunem de 100 de ori pe zi, nu minți, dacă ei ne văd pe noi vreodată mințind, ei vor vedea că noi călcăm Cuvântul lui Dumnezeu și își vor permite să facă și ei lucrul acesta. Dacă îi vom vedea că se manifestă nepotrivit, să ne întrebăm de unde au învățat manifestările acelea. În casele noastre trebuie să fim preocupați să dezvoltăm o atitudine, o atmosferă de colț de cer. Să știți că aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care noi o putem asigura copiilor noștri. Nu vă gândiți că dacă le veți cumpăra jucării cum n-au avut alții de pe strada dumneavoastră, asta va face fericiți, asta va fi pentru ei. Dacă îi veți da la cea mai bună școală, la cea mai bună instituție de învățământ superior, dacă îi veți canaliza către o profesie unde se câștige mai mult decât toți prietenii lor. Nu asta stă binecuvântarea. Cea mai mare binecuvântare, în încheiere vreau să spun, este atmosfera din cămin. Dacă în cămin copiii vor avea o atmosferă duhovnicească, se va forma în ei un caracter duhovnicesc. Iar dacă nu, vom vedea. Vom vedea. Zice românul, Dumnezeu cu mine. Dar vreau să vă spun un lucru. Putem să performăm în orice domeniu, profesional. Putem să urcăm pe scara socială oricât de mult. Putem să conducem mașina visurilor noastre. Putem să ajungem să locuim în cea mai frumoasă casă din cartier și putem să ne schimbăm frigiderul, aragazul și mașina de spălat și cea de uscat tot la 6 luni. Dacă la nivelul copiilor falimentăm, nu ne putem bucura de nimic în toate celelalte. Aș vrea să vă spun că dacă suntem hotărâți să facem ceea ce trebuie, ceea ce Dumnezeu ne cere să facem, vom avea Dumnezeu cu sprijin tare. Căutați în Cartea Proverbelor, căutați și în Psalm și veți vedea câte binecuvântări sunt rânduite pentru copiii celui neprihănit. De aceea, în încheiere, încă o dată subliniez, cea mai importantă binecuvântare pe care o putem transmite copiilor noștri, pe care o putem aduce peste ei, este să trăim noi așa după cum îi place lui Dumnezeu și să ne facem datoria noastră de părinți. Un lucru vreau să mai îngădui să mai adaug aici. Știți evenimentele care au avut legătură cu Barnevernet, această organizație care comercializa copii. Evenimentele acestea m-au făcut să mai citesc câteva articole și unul dintre ele era semnat de un psiholog britanic. Nu înțeleg eu foarte bine engleză, mai ales cu termenii de specialitate, dar tot mi-am putut da seama autorul acelui articol, un om care nu avea o educație neapărat religioasă, semnala un anume fenomen, abdicarea adulților din rolul de părinte. Abdicare. Adică lăsau lucrurile nefăcute. Când lași lucrurile nefăcute, nu poți să te aștepți să iasă de acolo bine. Se întâmplă în societate, dar n-ar trebui să se întâmple în familie din poporul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la momentul potrivit să facem ceea ce trebuie făcut și mai departe Dumnezeu va binecuvânta eforturile noastre. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Pe fratele Paul, pe sora Emma, o să-i invit să vină aici în față. Pentru câteva momente, o să-i rog să-mi o încredințeze pe
micuța și frumoasa Clara. Și apoi voi citi cuvântul Domnului peste fetița aceasta, un cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat în vechime lui Moise, și aș vrea să țineți minte, cuvântul acesta a ieșit de pe buzele lui Dumnezeu. I-a spus lui Moise, așa să faci, și Moise așa a făcut. Apoi eu mă voi ruga pentru binecuvântarea ei și în urma rugăciunii mele se va mai ruga și unul dintre părinți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Clara. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Clara, și să se îndure de tine. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Clara. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta pe drept Domnul. Amin. Amin.